Bună dimineața. Am revenit, stimați telespectatori, și după ce am urmărit buletinul de știri, este momentul să vedem ce scrie și presa internațională. Da, avem patru articole selectate pentru această oră, 7 și 10 minute. Începem cu o știre scrisă de cei de la veridica.ro. Kievul susține că Federația Rusă mobilizează încă 300.000 de, de soldați. Această declarație aparține președintelui de la Kiev, Volodimir Zelenski, cel care a afirmat că până la 1 iunie Federația Rusă este pregătită să mai mobilizeze încă 300.000 de, de soldați. Dacă ar fi să citim mai multă din presa internațională, am sesizat că se discută mult despre o ofensivă a Federației Ruse pregătită pentru finalul acestei primăveri sau pentru vara ce urmează. De partea cealaltă, Ucraina trebuie să vă aduc la cunoștință că a scăzut vârsta de mobilizare de la 27 la 25 de ani, iar președintele de la Kiev a declarat că nu ar mai avea nevoie de 500 de mii de soldați. Revenind însă la știrea inițială și la declarația făcută de Volodymyr Zelenski, faptul că Moscova alege încă 300 de mii de soldați să-i recruteze, a venit și o declarație de la Kremlin, iar Kremlinul spune că nu face acest lucru. În schimb, foarte mulți soldați ai Federației Ruse se înrolează voluntar la momentul actual. Nu avem cum să verificăm aceste date, nu avem cum să cunoaștem dacă sunt voluntari sau nu, dar vreau să vedem ce se va întâmpla în următoarele luni pe frontul ucrainean și cum se vor modifica lucrurile. Între timp, vă reamintesc că s-a discutat mult despre o posibilitate de negociere sau cel puțin s-a vehiculat în presa internațională care exista semință pentru negociere iar acestea ar fi fost plantată de către Paris. De partea cealaltă, Parisul, conform celor de la argerpress.ru, vin să dezmintă aceste lucruri și ne anunță că nu a discutat cu Moscova despre un posibil dialog privind Ucraina. Parisul sau Franța, altfel zis, prin puterea politică, a sesizat în ultimele luni că a încercat să ia propria inițiativă de a conduce ajutorul pentru Ucraina, de a influența ceilalți parteneri pentru a oferi mai mult ajutor. Chievului și de a se implica mai mult pe frontul din Est în ceea ce se întâmplă. La un moment dat, Emmanuel Macron, președintele Franței, a și declarat că dacă va fi cazul, soldații ai NATO vor fi, sau soldații ai Franței, de fapt, dar respectiv de aici reise că și ai NATO, vor fi pe frontul din Ucraina. Dar asta doar în cazul în care Federația Rusă ar avea un câștig major pe front. Vedem ce se întâmplă, citiți cele două articole și informați-vă. Revenim apropo de la NATO. Curând veți înțelege de ce discutăm astăzi foarte mult despre NATO. De această dată însă News.ro vine cu o știre care ar trebui să-l bucure pe președintele actual al României. Ieri vă spuneam că Statele Unite ale Americii îl susțin pe Mark Rutte din țările de jos pentru funcție de secretar general. Pentru că în acest an NATO trebuie să-și aleagă un alt secretar general. În presa de peste Prusă a discutat despre 28 de lideri din 32 care susține candidatura olandezului. Însă Ungaria își menține vetoul fața de acest candidat. Acum este momentul ca un stat membru din Europa Centrală să dea secretarul secretarul general. Asta este declarația Budapestei. Dacă ar fi să mai verificați prin presa internațională, veți găsi în această dimineață și o declarație de la Varșovia. De acolo, din Polonia, vine o declarație prin care se anunță că Polonia va susține un candidat din Europa Centrală sau de Est și că ar fi momentul să conducă NATO și un secretar general venit din această parte a Europei. Vedem ce se va întâmpla, dar vom reveni cu mai multe discuții despre Organizația Nord-Atlantică. Ultima știre vine de la cei de la The Guardian, este pe un alt subiect, am zis să fac diversificare și face referire la emisiile de carbon, la companiile ce prelucrează țițeiul, la cei care extrag țițeiul. După 2016 s-a discutat mult despre aceste emisii, că ar trebui să scădem. Emisiile se pare că dintre toate companiile, doar 57% dintre ele țin cont de acel 80% de emisii de bioxid de carbon. Iar după conferința de la Paris, au trecut ani din acel moment, nu s-a ținut cont aproape de nimic, pentru că producția a crescut și în continuare se poluează ca în vremurile bune când nu se discuta despre încălzirea globală. Cam asta se întâmplă și asta ne scrie și de Guardian.com.